Salutare! Continuăm meditațiile noastre din Cartea Geneza, suntem în capitolul 4. Aici ni se prezintă o nouă eră. Această eră nouă a fost una a descoperirilor extraordinare, capitolul 4, de la versetul 20 la 22. Trei dintre fiii lui Lamech au ajuns celebri. Iabal a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi și păzesc vitele. De secole oamenii se înghesuiau în orașe. Iabal a rupt această tradiție și a adoptat viața nomadă a crescătorilor de vite. El a fost tatăl acelui fel de viață. Aceasta înseamnă că el a fost inventatorul, creatorul, inițiatorul acestui nou mod de a trăi. Este de asemenea interesant cuvântul vite, care înseamnă posesiune și vine de la verbul a agonisi. Cu alte cuvinte, Iabal nu numai că are paternitatea unei noi științe, a unui nou fel de viață, dar el a și dominat-o. Putem spune că el a acaparat piața. El a pus pe picioare comerțul cu vite. Oamenii care doreau carne trebuia să-l caute. Cu alte cuvinte, comerțul se pare că era specialitatea sa. El a găsit o nouă și inventivă metodă de a aproviziona piața. Chiar numele său de Iabal, conform unei traduceri, înseamnă producătorul. Aici se vede înțelepciunea lui Dumnezeu prin care folosește toate lucrurile spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, așa cum scrie în Romani 8:28. Păstoritul va fi preocuparea de bază a poporului Israel mulți ani. Practica a venit însă de la păgânul Iabal. Tot la fel și în biserica primară, era nevoie de canonizarea scripturilor, adică acea lucrare inspirată de a identifica cărțile sfinte de cele apocrife. Iar această lucrare a fost pornită de un necredincios pe nume Marcion, care a făcut o selecție între cărțile Bibliei, care sunt bune și care nu. El a scos cărțile Bibliei din Vechiul Testament pentru că ele vesteau judecata, dar a lăsat sau a spus că sunt acceptabile cele din Noul Testament, Evangheliile, epistole ale Apostolului Pavel. Spunea chiar că sunt doi Dumnezeu, cel din Vechiul Testament, care este inacceptabil și răzbunător, iar Iisus este un Dumnezeu al dragostei. După acest episod, frații de pretutindeni s-au mobilizat și au rezolvat problema canonului biblic. Toate acestea au pornit de la un om care dorea să facă o împărțire neinspirată, bazată pe fire mai degrabă decât pe Duhul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu din spate împingea lucrurile într-o direcție în care astăzi știm că totul se bazează pe Scripturi. Apoi noi, zidim comunități potrivit acestei revelații inspirate de Duhul Sfânt. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Așa este și cazul lui Iabal.